Unde vin slujbe, o soră care semăna cu Ana, își vărsa focul înaintea Domnului și casa lacrimi, și o soră mai în vârstă s-a uitat așa la ea, a zis, ce te plângi? Bărbat frumos ai, copii cu minți ai, ce motiv ai să plângi? La care ea s-a uitat și a spus, eu aș vrea ca soțul meu să fie frumos pe el dăuntru. Și sora în vârstă a spus, amin, poți să mai plângi pe aceasta. Domnul ia minte. Eu am o poză, a scos-o un frate, un prieten de-al meu, care e plecat la cele veșnice. Și această poză încă n-am arătat-o în Canada. Este deosebită de frumoasă. Eu aș pune la panou de onoare. Deosebită. Și deasupra pozei este scris Iosif în Egipt. Și Dumnezeu se mândrește pe această poză. Și n-am să greșesc. Dacă o să vă rog pe dumneavoastră să puneți poza lui Iosif din Canada alături. Și dacă cumva nu seamănă, nu zic în seara aceasta. Dacă mergem acasă și eu și dumneavoastră să îi spunem Domnului, Doamne, am o nemulțumire. Am fost la biserică și fratele acela, Musafir, a arătat poza lui Iosif. Când era el de mult de tot și nu seamănă cu Iosif. Ăla al meu. Iosif al meu. Chiar îl cheamă Vasile, Mihai, Ștefan. Să rugăm Domnului să ne prelucreze și să semene poza cu cel din Egipt. Și cu ajutorul Domnului aș vrea să trecem să vedem poza aceasta. Frumoasă. 12 fii odată au trăit, dar nu la fel. Pe câmpia îndepărtată sta bătrânul Israel. Iacov își iubea feciorii, mai ales pe Iosif, care cerceta pe câmp păstorii ducându-le de mâncare. Tânărul se deosebise de cei 11 frați. Tatăl pe el îl iubise mai mult ca pe ceilalți. Era tânăr, dar credința l-a pătruns și l-a schimbat. El îi întrecea prin știința viselor ce le-a visat. Ce-i vă face? Se gândiră să scăpăm de visătorul. Frații lui se sfătuiră ca să-i stingă viitorul. Iosif s-a dus pe câmpie lor să le aducă pâine. Ei îl așteptau să vină, poate astăzi, poate mâine. Și când au zărit în vale, repede s-au sfătuit. Moartea să-i o pună în cale ca să moară negreșit. Fraților, cu a noastră mâne, păcat să ne stăm sânge. Aruncați-l în fântână și apoi singur se va stinge. Ruben avea gând să-l scape, de aceea a insistat. Dar când Iosif o aproape, frații lui nu l-au iertat. În fântână fără apă, Iosif se zbătea în taină, aruncat de vie un groapă de zbătându-l de-a lui haină. Iată-ți visele cum zboară, ai dorit să stăpânești? Vino dacă poți afară peste noi ca să te unești. Dar neprihănirea îl scapă pe acel neprihănit. Și din apă și din cuie răstignit. Ascultați-mă pe mine, zise Iuda, ia priviți. Hai să-l vindem, e mai bine la acești ismaeliți, care din Egipt coboară, ducând robii lor în piață. Frații îl scoase la afară și îl vândură pe piață. Iosif e dus în robie, jos în țara de pe Nil. Tatăl său nimic nu știe de a lui iubit copil. Frații lui se sfătuiră ca să ajungă un țap. O minciună, ticluire care le trecu prin cap. Haina repede-i luară și în sânge i-au muiat.
să se creadă că o fi Iosif a spus și el. Tată, ia privește, tată. Nu e haina lui Iosif, are. Am găsit-o spușiată și călcată în picioare. Iosif e ucis de o fiară. Fiul meu a fost răpus. De ce te-am trimis afară? Iosife, de ce te-ai dus? În cenușa umilirii, multe zile au păsat. Tragedia despărțirii dintre tată și băiat. Însă soarele răsare, cât ar fi noaptea să fie, a lui Iacov în tristare va zbura, dar el nu știe. Căci o mână nevăzută în Egipt îl sprijinește, pe cel credincios îl ajută, pe Iosif, căci îl trăiește. Iată-l într-o casă mare, devenind ca primă slugă. Aici altă încercare de care trebuie să fugă. Că stăpâna în ispită vrea să vâre în păcat. Haina iar a fost oprită și aici l-au dezbrăcat. Doamne, câtă încercare, câte lovituri de bice, pentru ce s-a atâtea oare, cine știe să explice? Nu știa că prin răbdare el se urcă, nu coboară. Domnul pentru a lui lucrare îl frământă, îl măsoară. Dumnezeu prin el vorbește și la rob și la împărat. Căci Iosif le tâlcuiește visele ce le-a visat. Iată sala cea secretă, iată robul cel închis. Împăratul îi repetă tot ce a văzut în vis. Arătându-i cele 7 taine care au ieșit din râu, cele 7 vaci cu lapte și 7 spice de grâu. Și cum cade într-o minune, din grăsime, din rodire, s-a schimbat în uscăciune fără nicio tâlcuire. Iosif a înțeles minunea repetată în mister, căci avea înțelepciunea de la Dumnezeu din cer. Este o singură lucrare, împărate, visul tău. Iată lui deslegare vine de la Dumnezeu. Vor fi 7 ani în țară de belșug, de bogăție, apoi vor fi 7 iară ani de mare sărăcie. Asta înseamnă bogăția spicelor ce erau pline, cele goale, sărăcia, sărăcia care vine. Acum iată, hotărăște și alege un bărbat, unul ce se potrivește înțelept și devotat. Lui să-i dai însărcinare în cei 7 ani cu rog, ca să strângă în grânare grâu pentru întreg noroc. Iosife, văd că în tine Duhul lui Dumnezeu. Stai aici lângă mine să fii ajutorul meu. Dar la asta nu se așteaptă? Iosif să stea lângă tron și să fie mâna dreaptă la împăratul faraon. Iar în carele de gară l-au suit, i-au dat onoare, Iosif fără îndoială a început în lucrare. Și-a strâns multă bogăție în cei 7 ani bogați, în măreața împărăție, prin numirii lui Agați. Însă vântul suflă tare, iată anii cei săraci, seceta e tot mai mare, se duce grâu din saci. Vestea despre a lui hambar și de grâul adunat s-a dus și peste hotare și străinii au aflat. Iacov e în disperare cu cei 11 fii, nu mai au nici ei mâncare, nici acasă, nici pe câmpii. Atunci cu sufletul rece și cu saci în spinare, au plecat dintre ei 10 grâu să aducă fiecare înspre țara depărtată, spre Egipt, toți au pornit. Iosif, iată, se arată de departe, a zărit. El era guvernatorul, dar ei nu îl mai cunoscură. La el venea tot poporul, grâu să ia după măsură. Cu privirile smerite a plecat în țărână cele 10 caravane înaintea lui se închină. Robii tăi doresc bucate, că de nu cu toți credim.
auzind de-a ta cetate noi din Canaan venim. Ia uitați-vă la mine. Iosif supărat se face. Aruncând spre ei rușine vorbe care să-i atace. Ar venit să vedeți țara, nu-i așa? Să o iscodiți. Iar apoi când vine seara, să vă întoarceți să fugiți. A venit în cercetare, dar v-am prins. N-o să scăpați. A Egiptului hotare ați venit să spionați. Suntem oameni cum se cade. Suntem 12 frați. Robii tăi nu sunt iscoade, noi suntem înfometați. Mai avem un frate care e acasă lângă corp. Celălalt, puțin mai mare, nu mai e. Iosif e mort. Oare nu v-am spus eu bine că sunteți iscoditori? Vreți să mă mințiți pe mine și pe ai mei slujitori? Pe-a lui Faraon viață nu vă cred pentru nimic. Până nu va fi de față, fratele vostru mai mic. Vreau dovada voastră vie, vorbele n-au apărare, vreau să-mi dovediți și mie adevărul fiecare. Iosif le-a înțeles durerea. Câte nu-i trecea prin gând, nu-și mai regăsea puterea să ascunde ei plângând. Tatăl meu încă trăiește, de atât timp eu sunt străin. Ca un râul năvălește dorului de Beniamin. Și chemându-i pe cei 10, Iosif care i-a iubit, le-a dat greul ca să plece, dar pe unul l-a oprit. Unul a rămas arvună, Simeon, băiatul fin. Până când ei împreună au venit cu Beniamin. Numai soarele și luna mai lipsiră dintre ele, căci Iosif și-a strâns cu luna cea de 11 stele. Și chemându-i sus în casă, tându-le și de mâncare, le-a dat gândul să plece acasă spre unirea lor cea mare. Dar pe când a vrut să plece, încă nu recunoscură, frații lui cei 11 au ajuns la încălcătură. Fiindcă Beniamin sărmanul este aspru acuzat, acuzându-l egipteanul căci paharul a furat. Iosif își trimise slugă după ei să urmărească, slujitorul dă du fuga și strigă să se oprească. Oare acesta vă e darul? Pentru bine să faci rău? Pentru ce ați furat paharul vasul stăpânului meu? Nu se poate, l-ați furat. L-ați furat. Iosiful e înșeală, căci Iosif l-a însărcinat. Să-i oprească frățiorul, sluga, printr-un șireplic, ca să-și potolească dorul în meu, fratele mai mic. Iisus, fiindcă-ți fără vină și că n-au acest păcat, având fruntea tot senină, s-a oprit și s-a uneat. Și căutând în saci la 10, n-a găsit la ei nimic. Atunci egipteanul trece și la sacușa lui mic. Fața lor era ca jarul, că slujitorul șirac scoase dintre greu paharul de la Beniamin din sac. Iată-i duși la judecată cu paharul pentru vin. Slujitorul îl arată lui Iosif pe Beniamin. Încercându-le credința, cântărindu-i bob cu bob, Iosif pronunță sentința. El va rămâne rob. Atunci Iuda, vânzătorul al lui Iosif, vei destin. Se face mijlocitorul fratelui său, Beniamin. Domnul meu, îngăduiește să rămân eu vinovat, fiindcă tata îl iubește foarte mult acest băiat. El îi încălzește sânul și al tatălui suport, mângâindu-l pentru Iosif care e mort. Eu sunt Iosif. Iosif n-a mai rezistat. Domnul după lui părinte, inima i-a sfârșiat. Și atunci izbucnit deodată, plin de lacrimi către ei. Mai trăiește al meu tată? Eu sunt Iosif, frații mei. Eu sunt cel ce a fost în groapă.
Eu sunt cel ce am fost vândut, fără pâine, fără apă, și prin câte am trecut, copleșit de amintire lângă El, tot să-i cheamă, să-i simțească Lui iubire și să nu le fie teamă. Fiindcă planul de salvare Dumnezeu l-am dormit, să le dea de mâncare lor prin Iosif cel iubit, iar paharul bucuriei s-a umplut dând peste el, când i-au povestit copiii la bătrânul Israel că mlădița lui iubită n-a murit, Iosif e viu, numai haina cea pestriță a fost pusă în sicriu. Fiul meu încă trăiește, vreau să-l văd până nu mor. Camul îl năvălește al lui Iosif tainitor. Parcă nu venea să creadă la bătrânul întristat. Atunci au plecat să-l vadă pe iubitul lui băiat. Cu familia întreagă, Iacov în Egipt coboară. Domnul rănile îi leagă înainte ca să moară. Lacrime de bucurie în Egipt e sărbătoare, căci micuța împărăție aici se va face mare. Fiindcă cel ce cârmuiește peste neamuri și popoare, iar cel ce ne iubește, Dumnezeul nostru mare. Întâlnire minunată, bucurie de nespus, vom avea și noi odată, nu cu Iosif, cu Iisus. Amin. Domnul să ne dorească la toți. Amin. Amin.